un program prezentat de Orange România. Bună ziua, domnilor și domnilor! Bine ați venit la o nouă ediție ZF Live. Stăm de vorbă cu domnul Horațiu Țepeș. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine m-am găsit! Director și fondator, nu? Al companiei Bilca Steel, companie care produce țiglă metalică în România, deci un bun indicator pentru tot ce se întâmplă în construcția de case, în renovările de case, în general, în construcția, în industria materialelor de construcții de locuințe. Ce ne puteți spune din acest punct de vedere? Se vede o revigorare a construcțiilor de case în România? Da, ați punctat foarte bine un indicator, pentru că acoperișul este o parte importantă a unei construcții, nu doar a unei case și a unei, eu știu, construcții, spații de birouri sau clădiri industriale. Da, anul acesta am simțit o revigorare a pieței, am simțit acel 10% de care se vorbește creștere în general în piața construcțiilor, l-am simțit și noi, uh-huh. în vânzări, în cereri, în posibile cereri, în calcule viitoare pentru anii următori. Practic anul în martie s-a simțit o doză de optimism. Asta probabil și din cauza stabilității politice de la început de an, după alegerile prezidențiale, probabil și din cauza dezghețării creditării, dar și pentru că oamenii s-au obișnuit cu criza. 4-5 ani de la 2008, oamenii au avut un alt suflu. Bun, spuneți că piața construcțiilor are un ritm pentru prima dată în ultimii ani undeva la 10%, dar din datele la 9 luni, pe care deja le-ați prezentat inclusiv în ziarul financiar, noastră raportați o creștere de 40%. Cum se explică? Așa este. În ultimii 5 ani am avut o medie de 40% creștere. Asta pentru că după 2010, după ce am văzut ce înseamnă criza, am făcut o analiză pe piața acoperișurilor, am văzut despre ce fac ceilalți competitori ai noștri, ce s-a întâmplat în celelalte țări din jurul României și am decis să investim, am decis să mergem contra curentului. În ultimii 3 ani de zile am investit peste 9 milioane de euro. Și asta se vede în creșterea de peste 40% an de an. Bun, nu e de ajuns să produceți, trebuie să și vindeți. Cum de vindeți în creștere în fiecare an cu 40%? Am îmbunătățit gama de produse, am îmbunătățit gama de servicii. Dacă în urmă cu 5 ani aveam aproximativ 8 nuanțe de acoperiș și doar o grosime de materie primă, acum am ajuns la peste 80 de variante de acoperiș. Aici variantele sunt date de grosimea oțelului, de nuanțele, textura, nuanțe lucioase, nuanțe mate, material, modele pentru renovări, modele pentru construcții noi. Avem diverse variante, practic acoperim întreaga gamă. Uh-huh. De acoperișuri. Ce impact are reducerea prețului materiei prime? Bănuiesc că nu e corect. Noi am văzut o reducere a prețului oțelului pe piețele internaționale. Cum? Da, practic, prețul fierului vechi a ajuns la jumătate față de acum 6 luni, da. Dar materia primă pe care o folosim noi este oțelul prevopsit, este, da, un produs de nișă. Da. Piața din România este undeva la 200.000 de tone pe an. Da. Undeva aici o să ajungem la nivel de 2015, da, da, consumul. Fiind un produs de nișă, reducerea o așteptăm undeva în trimestrul întâi din 2016. Mm-hmm. Acest tip de oțel se consumă foarte mult în vara, în trimestrul 3 și trimestrul 4. Materia primă a fost comandată în trimestrul 2, deci noi n-am beneficiat încă de acea reducere și, drept dovadă, nici nu s-a văzut în piață. De unde cumpărați acest oțel prevopsit? Doar de la combinate europene, pentru că avem nevoie de o trasă. Din România sau din străinătate? Nu, în România încă nu se produce oțel prevopsit. Incredibil.
Cum așa? Urmează o investiție, cei de la ArcelorMittal au anunțat pentru trimestrul 1 din 2016 că vor instala o linie de oțel prevopsit la Galați. Aha. O linie performantă de oțel prevopsit, o linie nouă care în primă fază era adresată Greciei, pieței din Grecia, ulterior și-au schimbat planurile. Asta ne va ajuta, va fi un mare ajutor. Mai stăteați puțin și vă făceați noastră uzină de oțel prevopsit, nu? Nu se știe niciodată. Cum România, care a avut și mai are cât de cât o industrie metalurgică așa puternică, nu vă poate produce materia primă necesară? În ultimii 10 ani în Europa a fost o supracapacitate pe oțel prevopsit. Noi în acest moment importăm din Polonia, este un combinat al ArcelorMittal acolo, avem un alt furnizor, Marcegaglia, în Italia, și alte două combinate din Italia, dar și din Macedonia, unde e o uzină de oțel prevopsit. Bun, și noastră importați acest oțel prevopsit și până ajunge să fie transformat în acoperiș, cum îl prelucrați? Prin profilare la rece, da. Diverse linii de producție, asta pentru țigla metalică de câmp, dar sunt necesare, avem și alte utilaje în producție pentru elementele de tinichigerie, pentru sistemul pluvial, tocmai pentru a putea comercializa sistemul complet pentru acoperiș. Cum vindeți mai departe? Prin cine? Direct? Distribuitori? Marile magazine? Avem o rețea de 500 de distribuitori la nivel național. Fiecare județ e foarte bine analizat și foarte bine acoperit de diversi meșteri, depozite de materiale de construcții. Am lucrat și într-o rețea DIY, dar aici e mai greu, pentru că acoperișul se vinde mai greu la supermarket. Acoperișul necesită consultanță. Discuția am avut cu absolut toate rețelele, am lucrat foarte bine în trecut, asta pentru că ne-am impus condițiile, nu putem oricum să așezăm țigla la raft, pentru că oricare, eu știu, client final își pune acoperișul în mediu odată în viață. Nu-l interesează să învețe să-și facă necesarul de acoperiș, să-și măsoare singur, deci e nevoie de o consultanță. Și atunci, în cazul în care cum a fost înțelegerea pe care am avut-o cu acea rețea de supermarketuri, trebuiau arondați meșteri magazinelor, trebuiau oferit serviciu cap-coadă, să zic așa, serviciu complet. Câte case înveliți într-un an? Până la sfârșitul lui 2014, în întreaga activitate, am aproximativ învelit 70.000 de case, iar la nivel de 2015 vom termina anul cu aproximativ 5,7 milioane de metri pătrați de țiglă metalică. Asta înseamnă undeva la 27-28.000 de case. Din acestea, case noi, case vechi? Până la sfârșit de 2014 au fost în majoritate renovările. Iar în 2015, pentru că vedem o creștere a vânzărilor în octombrie-noiembrie, ceea ce înseamnă că sunt acoperișuri pentru construcții noi. Iar din sondajele pe care le facem noi în rândul distribuitorilor, vedem că acum, pe sfârșit de an, sunt în majoritate construcțiile noi, ceea ce e foarte bine. Deci, dumneavoastră spuneți că erați în business în perioada boomului, în 2004-2008? Da. Anterior. În 2004 am început. În 2004 s-a început. Am început ca angajat într-un concert slovac și 2007 cum a fost început. Acea perioadă față de ce se întâmplă acum? Erau renovările într-o proporție din ce mi-aduc aminte undeva la 30%. Erau renovările în acea perioadă, primau construcțiile noi. Dacă ne gândim la 2007-2008, erau construcțiile noi. Deci încă mai e loc, dacă acum spuneți că 50% renovări, construcții noi, mai e loc de creștere până la 70%. Cu siguranță este creștere. Dacă ne uităm la piața României, comparabil cu Polonia, sau luăm o piață mai puțin dezvoltată, Slovacia, Cehia, față de polonezi, vedem că la noi nu suntem nici măcar în fază incipientă. Luăm producători de țiglă metalică, profilator de oțel prevopsit și facem o comparație cum arată piața Poloniei și cum arată piața României, branșa aceasta, vedem că suntem doar la început. Mai avem foarte mult de lucru.
Ce regiuni merg cel mai bine? Cum, unde astăzi sunteți tot timpul, nu? Plecat? Nu mă ocup de vânzări. Da? Nu mă ocup de vânzări absolut deloc. Avem o echipă bună în departamentul de vânzări, dar periodic vizitez clienții, clienții cheie. Ați împânzit, am văzut peste tot panouri cu Bill Castile, cu reclamă. Este nevoie de promovare. E foarte, foarte importantă promovarea, pentru că nu suntem un brand vechi pe piață. Am început în 2007. E și normal într-un mediu economic nu foarte matur și, practic, eu consider că business-ul adevărat în România s-a putut face după 2002, după 2001, 2002 și mult mai bine după 2000, după 2004, când am avut o politică mult mai coerentă. E nevoie de promovare. La nivel național acoperim absolut toate regiunile, dar vânzările mari pentru noi sunt în Brașov, Cluj, Bucovina. Bucovina e pe primul loc, bineînțeles capitala. E o zonă în care ne facem foarte bine, foarte bine treaba, dar suntem găsiți și în Drobeta, Turnul Severin, absolut toate zonele și orice comună din România e atinsă de colaboratorii noștri. Vedeți, așa, nu știu, oamenii își pun problema să-și renoveze acoperișul. Dacă am face așa o scurtă istorie a acoperișului la români, unde am fi noi acum, unde eram acum 10 ani? Nu știu, toate casele erau acoperite de tablă, nu? Până acum, mai puțin în zona, 20 de ani. În zona Transilvaniei. Mai puțin în Transilvania. Tot Muntenia și Moldova era acoperiș de tablă, nu? Tablă, așa este. Tablă producea Sidex-ul, nu? Sau... Da, de tablă zincată. Tablă zincată, veneau meșterii, bam, 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 asta era, nu? Cuie de tablă, asta era. A fost binevenit acest sistem de acoperiș. Oamenii auziseră clientul final de acest tip de produs, pentru că în Scandinavia acest business a început în 55. Cu țiglă metalică. Cu țiglă metalică. Așa. Dar care e diferența între tablă și țiglă metalică? Asta e făcută tot tablă. Este urmă, tot o tablă zincată, dar nu mai e cu un strat de zinc de 100 de grame pe metru pătrat. E cu un strat de zinc conform standardelor de 225 de grame de zinc pe metru pătrat, da. Și are și strat de poliester, vopsea poliesterică. Și asta îi dă o durată de viață undeva la minim 50-60 de ani. Și ce, tabla nu ținea? Tabla pe casă? Ținea și tabla, dar asta e un minim. Asta e un minim. Așa. Asta e un minim. Se mai reparai, mai curgea apă în casă, dar toată lumea are tablă deocamdată. Țigla metalică Muntenia, prin Moldova. Nu necesită reparată țigla metalică. Când a început treaba asta cu țigla metalică în România? În România undeva în 1995. Cam în 95? În 95. Casele noi, prima dată, nu? Cine și-a făcut vilele cu tare țiglă metalică, nu? Da, era un produs ca și acum. De lux, produse premium. Da, da, da. Premium. Și după asta, dumneavoastră, când ați intrat în industria asta? În 2004. În 2004 ați început. La aproape 10 ani distanță. Aha, aha. Da. Și? La nivel de 1995 era importată din Suedia. Da. Pe urmă, în 97 a început importul din Polonia. Polonezii aveau o fabrică și în timpul comunismului aveau o fabrică de țiglă metalică. Deci cultura aceasta a avut-o mult mai devreme. Mai apropiați de nord, nu? Așa dacă ați spus că din țările nordice vine această... Așa este, din Scandinavia, din Suedia. Din Suedia vine, nu? Deci ei confruntați cu ierni mai aspre, cu, nu? Probabil. Da. Da, mai multe luni pe an în care de precipitații, de zăpadă, avut acest sistem mai bun, nu? Așa este. Și așa noi l-am luat, spuneți, l-am început și noi. Acum să-l... E diferență, era diferență mare de preț, acum s-a mai redus, nu știu. Nu, acum este un preț similar cu țigla din beton. Aha. Dar Față de tablă, față de un acoperiș de tablă. Da, este mai scump cam cu 40% față de... E mai scump cu 40%. Și mai e încă lume care preferă să-și facă acoperiș de tablă? Nu, vânzările de tablă zincată fără vopsea sunt mult mai mici, foarte mici.
Aha, aha. Nu, nu, nu. Oamenii deci nu au trecut. Mai. Au trecut pentru că există și acoperișul low cost, prevopsit, da. Există și o grosimă mai mică. Din cifra noastră de afaceri avem undeva un 3% de o țiglă metalică 0,4 grosime da. Față de un acoperiș normal. 0,45, 0,5, 0,6 deja e, aha, e premium. Aha. Cât costă o asemenea să-ți învelești o casă cu țiglă metalică astăzi? La un 200 de metri pătrați ajunge undeva la 12 euro pe metru pătrat cu montaj inclus, cu sistem pluvial, un acoperiș bine făcut. Mm-hmm. Asta înseamnă un 2400 de euro. Plus manoperă. De euro. Nu, cu manoperă. Cu tot cu manoperă. Cu tot cu manoperă. 2500 de euro. Depinde și de complexitatea sistemului de acoperiș. Aha, aha. Deci dumneavoastră, practic, ați lucrat la importator, ați lucrat, nu, și la un producător. La producător? Producător, un concert slovac. De la început ați lucrat? Da. Ca un produs. Și după aia ați făcut pasul vostru cu firma noastră. Povestiți-ne un pic, cum a fost atunci? Cum v-ați gândit? De unde ați luat banii ca să investiți? Am fost nevoit să fac acest pas pentru că acel concern slovac s-a vândut, unui alt concern suedez, tot din aceeași branșă. Politica pe care ne-au prezentat-o concernul suedez... Deci ați lucrat la Rova, nu? Și da. În 2007 s-au vândut către Linda. Da, așa este. Așa, bun. Așa și? Este. Politica de atunci am simțit că nu mi se potrivește. Cum? Veneau suedezii, veneau ăștia care inventaseră sistemul. În concernul slovac am avut o anumită libertate. Am schimbat foarte mult din sistemul de acoperiș cu care au venit ei din Slovacia, pe care l-au prezentat în Slovacia și îl comercializau. Da. Am schimbat multe lucruri, am dezvoltat o rețea de distribuție, iar la 2007 planul pe care ni l-au prezentat suedezii nu... Am simțit că nu mi se potrivește. Probabil că era bun la acea perioadă, dar am simțit că nu mi se potrivește. Așa. Și atunci într-o și discuție cu... Atunci. În 2007, 27. 27 de ani. Da. Și ce a spus? Domnule, eu fac firma mea. Nu am avut o discuție cu patronul slovac. Da? I-am spus că nu o să periclitesc cu nimic tranzacția pe care o va face. O să rămân în Rova până la sfârșit, dar cu siguranță o să plec pe drumul meu. Am simțit oportunitatea pentru că la nivelul 2007 erau bani foarte mulți, cerere foarte mare. Nu vedeam decât ascensiune. Mhm. Pe urmă, sfârșit de 2008, am văzut că... Bun, și ce ați făcut? Care a fost primul pas? Ce ați luat bani de la părinți, de la rude, de la bancă? Nu, pentru că în anii pe care i-am petrecut în concernul slovac, îmi creasem o imagine. În 2006, în același concern slovac, am deschis o companie la Brașov, pentru că producătorul Rova era la Sibiu, în care comercializam sisteme, accesorii pentru acoperiș, practic jgheaburi și burlane. Uh-huh. Era o criză în piață de jgheaburi și burlane, de acel sistem pe care îl comercializăm și acum este de tip Lego, orice om și-l poate monta singur acasă, după un ghid simplu de montaj. Uh-huh. A fost o oportunitate bună la acel moment. În 2007 am avut o cifră de afaceri doar pe distribuție de țiglă metalică de 500.000 de euro, iar în 2008 am sărit la 5 milioane de euro. Am terminat anul 2008 cu o cifră de 5 milioane de euro. Adică se vindea foarte bine, absolut tot la acel moment. Deci cum moment. De nu acopereau jucătorii care erau deja pe piață? Era cererea mult mai mare. Era cererea mult mai mare decât oferta. Aha. Era o gamă de 5, maxim 8 culori. Oamenii, eu știu, producătorii, nu trebuiau să se căznească foarte tare să dezvolte acest sistem. Nu se făcea transportul cum se face acum. Acum absolut tot ceea ce vindem, oferim transport inclus. Atunci orice client final, orice distribuitor își aranja transportul. Și organiza transportul. Mm-hmm. Acum piața s-a schimbat, dar asta din cauza că cererea era mult mai mare decât oferta la acel moment. Mm-hmm. A fost o oportunitate bună, dar în 2009, la început, am coborât cu toții cu picioarele pe pământ. Cât au scos vânzările atunci? În prima parte a anului, la jumătate, comparabil cu începutul lui 2008, dar ne-am dat seama că nu se va opri totul. Da. Cam la 6 luni, la iunie 2009, ne-am dat seama că nu se va opri totul. E o nouă așezare, iar din iunie am plecat iarăși cu o doză de optimism. Ceilalți au oprit, au tăiat mai mult, au vrut să observe ce foarte speriați toate multinaționalele, absolut toată branșa. Mm-hmm. Și atunci ne-am decis
să începem o expansiune în piață, pentru că am simțit că este loc. Și activitatea atunci în ce consta? Cumpărați practic de la importatori direct? Și deja în 2000, departe, la sfârșit de 2008, având cererea foarte mare, am comandat prima linie de producție. Aha. Cu investiții aproximativ doar în linia de producție, fără utilajele auxiliare, era aproximativ 200.000 de euro. Uh-huh. Banii ăștia i-am investit din profitul din 2008, pentru că se făceau bani foarte, foarte mulți la vremea respectivă. Mm-hmm. N-a fost un efort foarte mare. Și primul stoc mare de marfă în 2007, cu ce bani l-ați cumpărat și cât v-a costat? A fost strict pe credit furnizor. Deci, imaginea pe care mi-am format, așa, pot spune că Bilca în anii 2007, 2008, 2009 a fost pe credit furnizor. Nu am niciun credit bancar, deci, în acea perioadă. Înțeleg că dumneavoastră ați început afacerea fără niciun ban? Da, cu siguranță da. Așa a fost. Se poate vedea și pe site-ul M-Finanțe. Așa. Dacă mă apare acum 2007-2008, era, așa, un capital social de 200 de lei, da, dar la 2007, când s-a anunțat vânzarea concernului slovac, furnizorii, da, pe care îi aveam atunci, aveam un furnizor în Suedia de sistem pluvial, da, unul în Polonia, da, nu vreau să piardă piața României. Și atunci am avut discuții în particular că va trebui eu să continui pe cont propriu reprezentarea lor în România. Și de acolo a apărut și creditul furnizor, având un istoric, a, deci deja de 3 ani de colaborare. Lindabul preluându-i, n-au mai vrut să lucreze cu acei au întrerupt furnizori, relațiile și au căutat să împingă în continuare producția în locală. Din România. Și v-au dat noastră credit. Exact. Și noastră a spus, da, domnule, dăm marfa și în 2 luni... Exact 2 luni, era termen de plată 60 de zile la și noastră îi plătați. Vindeați? Și vindeați, unde vindeați? La alți distribuitori, distribuitori pe care deja aveți. Era cererea foarte mare. Era cererea foarte mare. Spre exemplu... Deci noastră ați început o afacere care astăzi, anul în 2015, se estimează la 180 de milioane de lei, nu? Da, vom depăși 180 de milioane de lei. Cu 200 de lei. Așa este. Corect? Așa este. Deci un ROE, nici nu merită să-l calculăm. Return of on equity, nu? Nu trebuie să facem asta. Și profit, ce profit estimați pentru anul ăsta, pentru 2015? Anul trecut am avut un profit net de 2 milioane de euro, aproximativ 2 milioane de euro. Cu siguranță anul acesta va fi mult, mult mai mare. Va fi o creștere și a profitului, probabil în concordanță cu cifra de afaceri. Trebuie să vedem pe sfârșit de an, n-aș putea să vă spun suma exactă, dar cu siguranță e o creștere și a profitului. Dar foarte important, mult mai important decât profitul, este că și anul trecut și anul acesta am investit mult mai mult decât profitul realizat. Cu aproximativ 4 milioane de euro am investit mai mult decât profitul realizat pe acești 2 ani. Asta din finanțare bancară, din credite, finanțare bancară, dar și din proiecte pe fonduri europene. Suntem la al 6-lea dosar. Acest plan l-am început în 2009, a fost primul dosar de fonduri europene, era un proiect de minimis. A fost o linie de producție de tablă cutată. Pe urmă, în 2011, am lansat un model de țiglă metalică, un model nou de țiglă metalică, tot pe baza unui proiect de fonduri europene. Pe urmă, a fost o perioadă în care s-au întrerupt, nu au mai funcționat lucrurile. Iar în 2014 am reluat cererile pe fonduri europene. Ne-a ajutat foarte mult și suntem practic un jucător care ne bazăm. Câți bani ați luat până acum de la Uniunea Europeană, în total? Sute peste, de mii, milioane de euro? Nu, peste 2 milioane de euro. Ce se implementează și acum. Peste 2 milioane și de euro. Și banii ăștia i-ați băgat în echipamente? În ce i-ați băgat? Doar în utilaje. Doar în utilaje? Doar în utilaje. Pe proiecte din zona de, probabil, de pentru IMM-uri, nu? Sau pentru... Da, pentru IMM-uri. De post-CC, nu? Programul, da, exact, post-CC. Exact. Post-CC. Aha. Absolut. Deci iată că Uniunea Europeană, domnule, până la urmă funcționează, nu? Nu e o vorbă goală. Din punctul nostru de vedere... Birocrație, nu știu, a durat mult, ați... A durat foarte mult. Spre exemplu, dosarul din 2011, am semnat contract de finanțare în 2014, cum vă spuneam mai devreme, trei ani a fost întrerupt. Dar face să aștept și să-ți bați capul? Cu acel dosar ne-a încurcat.
acel dosar, pentru că era o valoare de aproximativ 500.000 de euro. La 2011 am avut o cifră de afaceri de aproximativ 11 milioane de euro. Da. Era o sumă corelată cu cifra de afaceri și cu puterea noastră de a duce acest dosar. Dar la 2014, când am terminat cu o cifră de afaceri de 30 de milioane de euro, evident că puteam să ducem în maxim acest proiect. Era, maxim era 1,5 milioane de euro. Ne-a încurcat și am și așteptat după acele utilaje, niște utilaje pentru accesorii pentru acoperiș, pentru sistemul pluvial. Mm-hmm. Practic, dacă aveam acele utilaje, producția era mult, mult îmbunătățită. Mm-hmm. Dar acum, una peste alta, nu poate fi doar rost. Din bun, dar ați luat 2 milioane de euro pe care nu trebuie să-i mai dați înapoi, nu? Așa este. Bine, trebuie să îndeplinim niște indicatori de angajați. Nu ne-a dat doar creșterea cifrei de afaceri, creșterea numărului de angajați. Avem niște responsabilități. Bun, dar dacă luați de la o bancă, poate aveți și restricțiile astea, dar și trebuie să-i dați înapoi. Da, așa este. Așa este. Între timp, acum ați lucrat și cu băncile. Da, așa este. Așa este. Lucrăm și cu băncile. Este o perioadă propice. Până la 2010 nu am avut absolut niciun credit bancar. Asta din cauza dobânzilor foarte, foarte mari. În această branșă nu se lucrează pe profituri de 20%. Se lucrează pe marje brute de 6-7% profit brut. Așadar, nu aveam cum să ne permitem o dobândă de 10% la nivel de 2009, dar când s-au normalizat lucrurile, am accesat și aceste finanțe. Deci e important că în ultimii 2-3 ani avem acest plafon de dobânzi mai redus. Foarte important. 3-4%, 5%, cât? Ce dobândă plătiți acum? N-aș putea să vă spun, dar... Cum vă înțelegeți cu băncile? Cum e? Pentru că noi statistic vedem că finanțarea nu crește, stagnează finanțarea companiilor în ultimii 5 ani, 6 ani. Asta pentru că nici mediul economic nu e foarte dezvoltat. Din punctul meu de vedere, văzutem o statistică, sunt peste 1149, era mi se pare la 2014, de companii cu peste 100 de milioane de lei cifră de afaceri, ceea ce nu e mult. Dacă ne comparăm cu țările din jur, vedem că mediul economic e destul de restrâns și probabil și de aici vine, eu știu, creditarea într-un volum redus. Dar din punctul nostru de vedere, relația cu băncile e una bună, asta pentru că nici nu avem un grad de îndatorare mare și atunci putem impune noi condițiile. Vă uitați la acest aspect? La grad de îndatorare, la tot timpul? Întotdeauna. Cât aveți acum? Lichiditatea este undeva la 1,2, lichiditatea curentă, iar gradul de îndatorare, haideți să luăm indicatorul vis-a-vis de cifra de afaceri, este sub 25%, undeva la 22% din cifra de afaceri. Ceea ce zic eu că e foarte bine. Deci dumneavoastră ați fost așa, v-ați mișcat cu viteza luminii, să spunem, în 5 ani, 7 ani, de la câteva... mii de lei sau zeci de mii de lei cifre de afaceri, acum 180 de milioane, nu? Acum cârmiți mult mai greu această navă, nu? Cum vi se pare? Că trebuie să... Planuri de management, nu știu, strategii, PowerPoint-uri, nu mai merge așa cu ședințe de... De la început a fost cu PowerPoint-uri, pentru noi a fost un prag destul de dificil să sărim de la 500.000 de euro. I-am făcut acei 500.000 în 2 angajați, am sărit la 5 milioane de euro, cifră destul de mare, cifră practic de 10 ori față de 2007 și pe urmă ne-am obișnuit cu o creștere de 40% în medie pe an. Deci aceste PowerPoint-uri au început în 2009 pentru noi. Așa. Nu este foarte greu pentru că știm ce vom face în următorii 10 ani. Cu siguranță trebuie să consolidăm poziția în sectorul rezidențial. Mai este mult, mult de lucru. Vedem ce s-a întâmplat în prejur. Iar în sectorul industrial vom începe probabil la sfârșit de 2017. Mă refer la sectorul industrial panouri sandwich, tablă cutată, profile înalte. Practic vrem să oferim hale industriale la cheie. Probabil început de 2018 putem face acest lucru. Deci mai este mult de lucru. Pe urmă, după toată creșterea, când vedem că cifra de afaceri va stagna, eu știu, cu o creștere de 3-5% în funcție de piață, cu siguranță vom ieși în piețele din prejur cu producție, cu centre de producție. Deci mai este mult de lucru. Și la nivel de producție, în ce vreți să investiți în următorii ani? Ce să produceți? Să replicați ceea ce aveți astăzi sau să intrați
Pe alte... Să intrăm pe sectorul industrial, da. Panouri termoizolante, deci panouri sandwich, da, tablă cu toată profilă înalte, profilă ușoare, toate materialele necesare. Cât, pentru... cât e necesar să investiți ca să intrați pe această vezi? Această investiție ajunge undeva la 10 milioane de euro. 10 milioane de euro? Fără spațiu de producție. Fără spațiile de producție. Doar, doar și unde veți face această fabrică? În terenurile din vecinătatea fabricii. Pentru că suntem între platforma Tractorul și Rulmentul. Da. Avem o cerere acum de concesionare de teren de la primărie, pentru că platforma Rulmentul a devenit domeniu public între timp. Lucrurile, da, merg destul de greu, pentru că suntem o firmă românească. Dacă ne numeam, nu știu, Airbus, probabil că se făceau depozit pe alta, pentru că am citit zilele trecute că iar Eghimbav a pus la dispoziție o hală pentru, cred că Airbus, a pus o hală la dispoziție tocmai pentru a începe producția lângă Brașov. Noi avem documentele depuse la, în primă fază, AVAS, AAS, cum se numește acum. Da. Sunt niște terenuri, domeniu public, în administrarea primăriei Brașov. A trecut un an de când a pus această cerere de concesionare. Este un teren între platformele noastre. Noi am cumpărat platforma Romlag, care este în vecinătatea halei noastre de producție, dar a durat un an. Asta e important. Ce trebuie da, să, de ce trebuie să negociați cu AAS-ul? Pentru că sunt... Este proprietar. E proprietar. Da. Fie proprietar pentru că acolo era Republica, înțeleg, nu? Sau... Rulmentul, da. Și a intrat în proprietatea statului român și s-a dat în administrarea primăriei Brașov. Dar totul se întârzie. Adică nu se mai întâmplă nimic. Ni s-a trimis o hârtie că... Da, dar de ce spuneți așa? Vi se pare așa că e, eu știu, o diferență de tratament între investitorii străini mare, și cei români? Este o problemă foarte mare din punctul meu de vedere că este încurajat capitalul străin în dauna capitalului autohton. Din... punctul meu de vedere, o economie poate deveni independentă cu capitalul autohton. Investițiile străine vin, pleacă, văzusem zilele trecute în presă că o anumită companie își retrage capitalul, o companie mare, în primele top 20 companii din România. Nu cred că statul român poate avea un control asupra companiilor străine. Le oferim multe facilități, dar trebuie să ne uităm și spre capitalul autohton. Nu trebuie să ne dea parcuri industriale cum s-a făcut la Cluj, dar totuși lucruri normale, cum ar fi concesionarea unui teren, cred că... Dar problema e de implicare și de cum deci văd oamenii... sunt tratați mai bine, autoritățile deschid... Am văzut cu toții lucrurile astea în ultimii 10 ani. Că s-a vorbit foarte mult de facilitățile date străinilor, dar românii... Păi și în asta nu puteți să aplicați pentru facilitățile respective? Am aplicat pentru concesionarea unui teren și a trecut un an. Trebuie să mă uit nu știu, pentru ajutoare de stat, pentru cum iau Bosch, cum au luat toți ăștia mari. Am luat și noi proiecte de fonduri europene, dar deocamdată ajutorul de stat, atunci când ne-am gândit noi să aplicăm, a sărit pragul la 10 milioane de euro, ceea ce era o investiție mult prea mare să o putem implementa. Nu că n-am fi putut duce-o din punct de vedere financiar, dar să implementezi, mi se pare că la 10 milioane de euro erau necesari 180 de angajați. Noi lucrăm într-o industrie în care încercăm să robotizăm cât de mult, pentru că problemele cu forța de muncă le vedem cu toții și atunci să aducem 180 de angajați era mult prea mult. Condițiile nu ne-am putut plia pe condiții. Și atunci am zis că din aproape în aproape, cu dosare de fonduri europene, un milion jumătate de euro, e mult mai viabil pentru noi. Deci dumneavoastră, practic, sunteți unul din actorii care reindustrializează numai Brașovul, ci România, să spunem. Nu? Iată, practic, adică pe o platformă unde se producea ceva cu 25 de ani, acum nu se mai produce nimic, nu? Absolut. Asta încercați să faceți ceva. Așa este, așa este. Iar terenurile de care vă spuneam mai devreme sunt ruină. Exact ruină. Cum am cumpărat și noi platforma Romlag la începutul lui 2014, a trecut un an și două luni perioada în care am renovat. Adică am avut ce renova acolo. A fost o ruină. Și acum arată de standard european, exact cum ce putem să facem să avem 1000 de firme ca dumneavoastră, care să preia fostele ruine și să le aducă în activitate?
S-au făcut lucruri. Spre exemplu, pentru noi a fost foarte, foarte importantă și ne-a băgat mulți bani în buzunar scutirea de impozit pe profit, pe profitul investit în utilaje, în tehnologie. Așa. Cum vă spuneam, am investit mult mai mult decât profitul net realizat. Asta ne-a băgat mulți bani în buzunar, practic 16% din valoarea totală a investițiilor în utilaje. Mm-hmm. Lucruri s-au făcut, dar punerea în practică este o problemă. Măsuri s-au luat. Practic toată guvernarea din ultimii ani a fost cu măsuri de dreapta. Chiar dacă guvernarea a fost de stânga, dar s-a văzut clar că au fost măsuri de dreapta, ceea ce pe noi ne-a ajutat foarte mult. Foarte mult. Dar, s-a văzut în activitatea dar aparatul, măsurile în primării, în instituțiile statului funcționează foarte, foarte greu. Bine, mulțumesc foarte mult. Mult succes, vă mai așteptăm la alte ediții ZF Live. Domnul și domnul, haideți să vedem minutul de știri ZF și revenim în studio cu o dezbatere despre o piață paralelă cu cea bancară care rezistă. O să vedem, foarte interesant, sute de mii de membri încă au CR-urile.